Astăzi o să vorbim despre puiul fericit. Oare de ce este atât de fericit? Păi sunt câteva motive. 1. Ce înseamnă să nu te întâlnești cu antibioticul? Mă uit la el, îl văd că este galben. Oare de ce? De la porumb. 70% din viața lui mănâncă numai porumb, boabe. Plus minerale, plus uleiuri esențiale. Știu, uleiul esențial, o să spuneți, la ce ajută? Păi, uleiurile esențiale sunt curative, ne ajută, ne vindecă. Uleiurile esențiale înseamnă viață. Cum viață, înseamnă și un pui fericit. Într-o primă fază, începem prin a-l dezosa. Din oase, o să facem supă. Din piept, o să pregătim numai lucruri minunate. Pot să fac chiar și un șnițel la o adică. Și o să vedeți ce o să gătim astăzi. Puiul fericit este hrănit cu 70% porumb, cu hrană vegetală, restul de 30%, minerale și uleiuri esențiale atunci când simte că a obosit. Dar puiul fericit nu obosește niciodată. De ce? Pentru că așa este obișnuit el. La sol, să crească liber. Fericit! Dacă puiul a fost fericit, puiul este sănătos, fără antibiotic, supa va fi o supă delicioasă. Așa cum o să vedeți mai încolo, oasele și carnea vor face deliciul unor rețete extraordinare. O să gătim astăzi plăcinta americană. Pentru o rețetă delicioasă cu carne de pui, am nevoie de pui fericit, praz, morcovi, pastârnac, țelină, ciuperci de pădure mixte, ciuperci champignon, smântână lichidă și o inimă mare, 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 pentru că e vorba de mâncare. E simplu, asta a fost povestea mea. Orice gătești, știi ce gătești. De asta există puiul fericit. Pentru tine și întreaga ta familie. Astăzi o să ne împrietenim cu cocoșelul de pădure. Mă gândesc ce rețetă să pregătesc. Mai bine spus, cum să vă pun pe voi în dificultate, pentru că, simplu, aș vrea să-l gătesc doar cu niște salvie, usturoi și cam asta ar fi toată povestea noastră. Însă lucrurile nu stau atât de simplu. Vorbesc despre cocoșel de pădure, vorbesc despre un gust delicat, vorbesc despre un produs pe care ți-ai dori să-l ai în frigider. Și de aceea, ca să fiți și voi mai fericiți, ca și puiul de odinioară, pui fericit, astăzi o să gătim cocoșel de pădure într-o formă mult mai spre premium, l-aș duce eu, budincă de clătite umplută cu cocoșel de pădure și ciuperci, tot de pădure, să fie de acolo. Și îl mai garnisim noi cu niște legume trase la tigaie în grăsime de rață. Acestea fiind spuse, eu zic să începem să punem mâna vârtos pe ingrediente și hai să facem cea mai tare budincă din lume cu cocoșel de pădure.
crema de ciuperci, cu un pic de trufă, sfecla, sparanghel, puțin spanac sauté. Aici avem ceea ce am denumit eu o grădină de legume. Toate legumele sunt ușor blanșate. Atunci când folosești produse de la Agricola Bacău, este foarte simplu. Orice gătești, știi cu ce gătești.